În incinta sediului Episcopiei de Bălți s-a oficiat marți 2 iulie 2024 Sfânta Liturghie în cinstea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Slujba a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, alături de un sobor de slujitori de pe ambele maluri ale Prutului. Sfânta Liturghie a fost prilejuită de serbarea celui de-al doilea hram al parohiei Sfântul Cuvios Antonie cel Mare și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare de pe strada Orheiului din Bălți. În această comunitate parohială nou înființată vor fi demarate lucrările de construcție pentru o biserică și un centru social. Parohia ce a îmbrăcat straie de sărbătoare este păstorită de părintele Dorian Revenco, protopop de Bălți. Din soborul preoților a făcut parte și arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hatâmbu, precum și protosinghelul Iorez Goraș, secretarul așezării monahale din Dealul Mare. Doamne, împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeu Tăsioare, neam și neam, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Unule născut, Fiule, și cuvântul Fiicii Sfântului pace, pace Fiului Dumnezeu se vor chema. Mântuiește-ne pre noi, Fiului Dumnezeu, Cel ce ești minunat pentru Ștefane. Roagă-te, Hristos Dumnezeu, să ne izbăvească din nevoi și din necazuri. Ne caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta, și o desăvârșește pe ea. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecii. Pentru mulțumim să de la Domnul să cerem. Să pară mea și s-a suit la ceruri și șare de dreapta ta, Tatălui. Venea noastră, șoarea pururea, dă-ne-o nouă astăzi și ne iară de nouă. La finalul slujbei, Părintele Episcop Antonie a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre viața Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare rămâne în istorie ca un model, în primul rând pentru toți conducătorii de stat, pentru că el a fost șef de stat, fost domnitor și felul lui de a fi, de a înțelege credința, de a sprijini biserica,
rămâne un exemplu pentru toți cei care au funcție de decizie. Și avem mărturie că se mărturisea cu regularitate. Sfântul Daniel Sihastru era duhovnicul lui, mergea des la el, îngenunchea, se mărturisea și cerea dezlegare pentru păcatele care le-a făptuit cu voi sau fără de voi. Știm și din poezie, atunci după lupta de la Războieni, când Ștefan cel Mare a pierdut războiul, a mers la acasă, la cetatea Neamțului și spune poezie că a mers, a bătut la poartă și mama sa l-a întrebat cine e acolo, i-a spus eu sunt mama, fiul tău iubit, eu și de la oaste m-am întors rănit, dar deschide poarta, turcii mă înconjoare, vântul suflă rece, rănile mă dor. Și mama sa spune ce spui tu străine, Ștefan e departe, brațul lui prin lupte mii de morți în parte, iar de fi tu Ștefan cu adevărat, la oștiri întoarce-te, pentru țară mori și îți va fi mormântul încoronat cu flori. După acest moment, Ștefan merge la duhovnicul său, la Daniel Sihastru. Și după ce Daniel Sihastru își încheie rugăciunea, îl ascultă pe Ștefan. Ștefan îi mărturisește că a pierdut războiul, a mers acasă, îi spune dialogul care l-a avut cu mama lui și Daniel Sihastru îi spune același lucru. La oștiri întoarce pentru țară mor și îți va fi mormântul încoronat cu flori. Îl încurajează să se întoarcă la oastea lui. Și ne spune poezia mai departe, Ștefan se întoarce și din gorni îl sună, oastea lui zdrobită de prin voi se adună. Lupta iar începe, dușmanii sunt zdrobiți, cad ca niște spice de secui loviți. Deci aceasta a fost conștiința Sfântului Voievod, că el este străjerul la poarta Europei. Și noi să învățăm de la Sfântul Voievod, în primul rând, să avem rugăciunea, să postim, să avem grijă de sufletul nostru, că haina sufletul nostru să fie o haina luminii. Și, bineînțeles, este un model, așa cum am menționat, pentru toți cei care au funcții de decizie, care pot ajuta și trebuie să ajute să sprijine biserica. Noi, a cincilea an, încercăm să organizăm și un spectacol comemorativ. 3 ani l-am organizat la Soroca și anul ăsta suntem la Drochia și primim un primul părinților care s-au ocupat, s-au amenajat aici. A ieșit frumos. Părintele stareț Nicodim Gheorghiță a interpretat după Sfânta Liturghie 2 pricesne ce au fost ascultate cu lacrimi în ochi de credincioșii prezenți la slujbă. Maicuță, să ferim pe cale, că noi suntem fii lacrimilor tale. Nu ne lăsa, Maicuță, să ferim pe cale, că noi suntem fii lacrimilor tale. Tu ești steaua mare ce ajuns să troacă și cine se roagă nimeni nu se